Salutare jucători! Într-adevăr, creatorii de la Epic Games introduc pe bandă rulantă zeci de noi caractere sau supereroi ca Thor sau ca Iron Man și surcele noastre spun că urmează Black Panther și Spider-Man. Însă cele 250 de milioane de jucători așteaptă cu sufletul la gură marele eveniment. Distrugătorul de lung Galactus dă atacul și se pare că va fi epic. Așa cum a fost concertul lui Marshmallow sau lupta lui Roboțel cu Godzilla. Apropo, care e evenimentul tău preferat din Fortnite? În timp ce jucătorii se luptă pentru un victory royal, însăși compania Epic Games se luptă în instanță cu giganții Apple și Google. O luptă a unei companii care valorează miliarde de dolari împotriva altora care valorează trilioane de dolari. Totul a pornit de la procentul de 30% pe care platformele Google, Play și App Store îl percep dezvoltatorilor de aplicații. Epic Games a găsit o metodă care să evite comisionul pentru achizițiile din jocul și să le ofere utilizatorilor oferte direct mai ieftine pentru V-Bucks. Doar că au fost prinși, jocul a fost banat în magazinele virtuale, iar acum se bat în avocați. Pe scurt, e vorba de bani, băieți. Fortnite a avut venituri de peste 4 milioane de dolari la an la rând, iar Google și App vor și ele o parte. Un judecător din California va decide cine are dreptate. Până atunci, Epic Games pierde 60% din jucătorii care folosesc telefoane sau tablete. Atât despre jocuri, numai bine, pe curând!